Suntem în adun de flori și nu există un prilej mai potrivit pentru un invitat ca cel de astăzi. Ea însă și o floare, medic primar la Spitalul de Urgență Deva, doamna Florina Mirela Folea, vine astăzi la sănătate fizică și mentală, aș adăuga eu și sufletească și emoțională. Bun venit, doamna doctor, la Sănătate FM. Bine v-am găsit! Sunteți un medic renumit în județul Hunedoara, atât prin rezultate profesionale, cât și prin grija pe care o manifestați față de pacienți. Și de aceea aș dori să încep această serie de emisiuni cu dumneavoastră și aș alege ca prin subiect zona zoster. Ce ne puteți spune despre această boală la modul general? În cabinetele medicilor dermatologi, la fel și în cabinetele medicilor de boli infecțioase, în cabinetele medicului de familie, la chirurgi, la interniști, este o patologie des întâlnită. Este o boală care are o incidență, deci o frecvență de apariție în rândul populației. Undeva statisticile o dau între 2 și 5 la 1000 de persoane. O boală care este prezentă de obicei la bolnavii trecuți de 50 de ani, la pacienții trecuți de 50 de ani. O boală care aduce pacientul la medic prin manifestările clinice și simptomele foarte acute pe care le dă, respectiv durere, impotență funcțională la nivelul zonei în care apare. O boală care se tratează cu costuri destul de importante. O boală care scoate pacientul adult și pacientul vârstnic din rutina obișnuită pentru că este semi-invalidantă în perioada ei acută. O boală pe care noi o îngrijim și o vedem, așa cum vă spuneam, destul de des în cabinet, în special în ambulator, dar sunt cazuri care necesită și internare și atunci suntem alături de bolnavii noștri pe care îi găzduim câteva zile sub strictă supraveghere, astfel încât să îi păzim de apariția complicațiilor, să le facem suferința cât mai ușoară, să scurtăm perioada de evoluție a bolii și să, în același timp, să facem o educație medicală, astfel încât să știe pacientul ce are de făcut vis-a-vis de persoana lui și cum să-și protejeze familia, pentru că probabil că o să vorbim un pic mai încolo de faptul că este o boală care prezintă contagiozitate. Da, uite, asta nu știam, am aflat acum. Care ar fi cauzele apariției acestei boli? Cauzele apariției bolii sunt duse în spate mult în timpul copilăriei. Copilul care se îmbolnăvește de varicelă sau în termeni populari, așa zisul, vărsat de vânt, o boală destul de frecventă și întâlnită la copii, evoluează într-o primă fază, zicem noi, ca primă infecție prin primul contact al organismului cu virusul, generând o erupție, o febră eruptivă cu niște elemente caracteristice pe care medicul de familie, pediatru, dermatologul, infecționistul le recunoaște din prima. Iar după vindecarea varicelei, virusul rămâne cantonat în noi. Deci noi trăim toată viața după ce facem varicelă cu virusul cantonat în noi. Unde se cantonează? El migrează din piele unde a îmbolnăvit și a dat erupția pielii copilului, migrează pe rădăcinile nervoase și se cantonează undeva la nivelul ganglionilor, rădăcinii dorsale spinale, unde trăiește toată viața. Ne dorim în bună înțelegere cu noi. Zona zoster este o migrație inversă în anumite condiții, în anumite situații care depind de fiecare individ în parte. Migrația virusului acolo unde a stat în stare dormantă la nivelul ganglionilor din rădăcina dorsală spinală, a nervilor spinali, migrează invers de-a lungul tecilor nervoase
până la nivel de piele, pe tot traseul nervului care inervează o anumită bandă de piele, pe care noi o numim în termen științific dermatomer, apare simptomatologia și semnele caracteristice. Este o boală care, pe care, în, așa mai în glumă, mai în serios, între confrații îi spunem că e o boală cu blitz diagnostic, adică un diagnostic pe care îl pui în momentul în care pacientul se dezbracă și îți arată motivele prezentării lui la vizita medicală. O boală care se manifestă zgomotos, inițial cu multă durere, ulterior cu apariția unei erupții caracteristice, așa cum vă spuneam, care pune diagnosticul clinicianului absolut imediat. Am înțeles. Deci e clar că pacienții, sau mă rog, cei care sunt, care au activat infectați să vin din copilărie, dacă spuneți exact, care au activat această boală, n-au cum să stea deoparte și trebuie neapărat să ajungă la cabinet pentru că se impune acest lucru datorită durerilor. Ce ar mai trebui să știe ei? Există un factor care declanșează, știu cum e stresul, de exemplu? Stresul este una din condițiile care se pare că ne subminează rezistența. El acționează la nivelul oricărui organ, este valabil și recunoscut ca și condiție de scădere a imunității, un stres care este redundant, un stres care ne urmărește pe lungi perioade de timp, un stres fizic sau un stres emoțional, dar nu este singura cauză. Scăderea imunității noi o întâlnim la bolnavi imunosupresați. Ei sunt candidați la a face zona zoster, cei care au boli cronice, consumptive, SIDA, hepatite cronice, cancere, bolnavi care sunt sub anumite terapii, terapiile corticoterapie, deci prednisonul este cap de listă și sunt o groază de boli interne sau reumatice sau de altă natură care necesită tratamente la lung cu corticosteroizi, ei scad imunitatea și expun mai mult bolnavul la a declanșa zona zoster. Radioterapia și chimioterapia pe care sunt obligați pacienții oncologici, cei cu cancere, să le urmeze. Bolnavii vârstnici, vârsta înaintată este ea însă și o condiție de imunosupresie. Femeile gravide, cam astea sunt condițiile. Traumatismele, deci avem bolnavii traumatizați după căderi, după accidente rutiere, care fac pe un anume segment de piele erupție de zona zoster. Cam astea sunt condițiile care expun bolnavul și îl fac mai susceptibil la a declanșa zona zoster. Vis-a-vis de cam cine face, ceea ce pot eu să vă spun, că oricine care a făcut varicelă în copilărie poate fi un potențial candidat la a face zona zoster. Nu vor face zona zoster niciodată pacienți care nu au avut varicelă, pentru că ei încă nu au avut primul contact cu virusul și nu există rezervorul de acolo din adâncul ființei noastre, de unde există posibilitatea să plece și să îmbolnăvească pielea. Bun, am înțeles. Acum, să nu vă speriați, nu toți cei care au făcut varicelă vor avea zona zoster. Evident. De altfel, este bine de știut, pentru că tot ceea ce facem în viață, alimentația contribuie, da? Da. Și ea. Da, să avem o viață sănătoasă din toate punctele de vedere este puțin mai greu în ziua de azi, pentru că suntem bombardați cu hormoni în toate produsele. Apropo de alimentație, mari obezi care urmează niște cure de slăbire foarte drastice, care nu sunt sub controlul medicului nutriționist și se carențează și își obosesc organismul privându-l de aportul principiilor alimentare care ne țin sus imunitatea, vitamine, săruri minerale, și ei sunt candidați la a face, pentru că și asta este o scădere de imunitate. Să nu ne speriați, frate, deja nu sunt foarte mulți candidați. Nu vă speri, dar este o invitație înainte de, adică ideea în sine este bună, da? Sunt supraponderal, merită să mă gândesc la asta și să iau o hotărâre, e primul pas. Nu voi începe o cură de slăbire până nu voi apela la un medic care poate să îmi personalizeze și să mă învețe cum să slăbesc
mâncând totuși rațional și păstrându-mi o stare de bine și o imunitate ridicată, astfel încât să ne creăm scutul care ne apără la a declanșa o groază de boli precipitată de scăderea imunității. Da? Da. Ce ne puteți spune? Cum se transmite această boală? Zona zoster nu este contagioasă între pacientul bolnav și persoane din familie sau de la servici sau din rândul prietenilor cu care venim în contact, dacă aceia știu sigur că au făcut varicela în copilărie. De ce? Pentru că ei sunt imunizați. Sunt imunizați natural prin boala pe care au făcut-o în copilărie. Pacientul cu zona zoster este contagios prin contactul cu lichidul din veziculele care apar pe piele, lichid care îl au, să zicem, cei care ung pacientul sau care îi manipulează lenjeria intimă sau lenjeria de pat și nu au avut varicelă. Nou-născuții, copiii mititei care încă n-au apucat nici să se imunizeze prin vaccin, nici să se imunizeze natural prin varicelă. Cam ei sunt cei susceptibili a deveni potențialii pacienți, luând boala prin contactul cu lichidul din veziculele pacientului cu care conviețuie sau cu care intră în contact. Nu este un virus care să se ia prin strănut, prin picături fluge, ci doar contagiozitate directă prin lichidul din vezicule. Doamnele care sunt însărcinate și dezvoltă această boală, dânsele, pot transmite fătului? Dacă contagiozitatea se întâmplă în primele luni de sarcină, este o problemă serioasă și aici obstetricianul împreună cu infecționistul iau hotărâre dacă sarcina respectivă este la risc și există un pericol vis-a-vis de făt. Gravidele care nu au făcut varicelă sunt la grupă de risc. Ele oricând se pot îmbolnăvi, fie de varicelă luată prin pe cale aeropurtată, fie prin contact cu, să zicem, un părinte cu care trăiește în casă sau cu care se vizitează sau o gravidă care lucrează în mediul spitalicesc sau știu eu într-o colectivitate în care cineva e bolnav de zona zoster, iar contactul este atât de intim și cultura pură de virus din vesiculele cu lichid care se sparg ale bolnavului intră în contact cu gravida. Ce putem recomanda celor care suferă de această boală vis-a-vis de prevenție, în primul rând, față de cei din jurul nostru? Ce să vă spun? Trăim în anul 2024 și medicina a evoluat foarte mult. Dacă pe vremea când eu eram copil, se știa că orice copil e bine să facă toate bolile copilăriei și auzeam așa și pe la bunici că haide să ducem și noi copilul să știm sigur că face boala în copilărie și îi face o formă ușoară. E, acum noi imunizăm. Până și pentru zona zoster s-au creat vaccinuri. În 2005, deci în urmă cu vreo 19 ani, Statele Unite fabrică un vaccin viu, atenuat, deci din germeni de virus atenuat, un vaccin care s-a dovedit a fi eficient la persoanele peste 50 de ani, deci la grupele cu risc, la bolnavi imunosupresați, la pacienți care sunt sub anumite terapii care îi expun mai tare la îmbolnăvire. Vaccinul ăsta, Zostavax-ul, din păcate, gradul lui, umbrela lui protectoare a fost destul de mică, 51%, undeva la 51% oferea protecție și doar pentru 5 ani. În 2017, FDA-ul american și Centrul American de Control și Prevenție contra bolilor și control a bolilor, tot din Statele Unite, creează un vaccin de data asta mult mai eficient, Shingrix se cheamă, e un vaccin cu virus mort, cu virus inactiv, care are o eficiență foarte bună, acoperă peste 90% din cei vaccinați sunt în zona de protecție și acoperă pe o perioadă de timp mult mai lungă.
În România încă nu a apărut Shingrix-ul, se vaccinează la cerere sau la aprecierea medicilor pacienții la risc cu Zostavax. Dar ceea ce ține de pacient sau să zic de familia în care apare un caz și pacienții care se adresează nouă sunt informați că e bine să nu-și viziteze nepoții. Da, să zicem, bunicul face zona zosera, atunci îl întrebăm, aveți nepoți? Da, am nepoți, ne bucurăm să vă trească, uite, din dragoste de nepoți, ar fi bine, pentru că nu știu întotdeauna trecutul patologic al nepoților, al copiilor mici din familie, invităm pacientul să se izoleze, să rămână acasă în familia lui, să nu aibă contact cu nepotul, pentru că nepotul este posibil să se îmbolnăvească. Recomandăm să nu aibă contact cu femei gravide sau cu persoane imunosupresate. Izolarea și repausul și grija ține în primul și în primul rând de pacient, ajutând la scurtarea perioadei de evoluție a bolii și un mai bun management al lesiunilor cutanate, dar e bine să îi protejăm pe cei din jur. Deci cam asta ar fi, ne izolăm, nu avem contact cu persoane care sunt în grupe de risc. Cel care manipulează, de obicei gospodina casei care manipulează lenjeria intimă, lenjeria de pat, folosește aceeași cabină de duș, cadă, trebuie să aibă grijă și să igienizeze tot în urma pacientului, să fiarbă și să calce lenjeria, plus tratamentul corect pe care trebuie să-l urmeze la indicațiile noastre. Deci această boală vine cu un stil de viață destul de strict din partea da, celor care... Da, da. Și perioada în care boala evoluează, când e bolnavă, perioada este destul de mare. Da? De ce? Pentru că înainte de apariția erupției, a veziculelor care sunt caracteristice și dispuse sub formă de buchețele și de-a lungul rădăcinii nervoase, deci fie pe jumătate de față, fie pe oprinde și colțugurii obraz-ureche, foarte frecvent și majoritatea persoanelor știu de zona zosterii intercostală, da? Deci de-a lungul câte unui nerv intercostal poate să prindă plex brachial și îmbolnăvește jumătate de spate și membru superior sau fesă și membru inferior. Înainte de a apare erupția chinuitoare este durerea de tip nevralgic, durerea sub formă de arsură, de urzicătură, de amorțeală, împinsă uneori până la o durere care este foarte greu de suportat, în special zona zoster de la nivel cranian este înfiorător de dureroasă. De asta zic că bolnavii vin la doctor. Simptomatologia asta nevralgică durează la fiecare diferit, dar undeva foarte frecvent între 7 zile și 3 săptămâni. Poate fi confundată până la apariția erupției cu o groază de alte boli. Bolnavul se caută de otită, se caută de conjunctivită, se caută de apendice, dacă știu eu, erupția este la nivel abdominal. Pot fi interpretate durerile astea ca o colică biliară, ca o colică renală, deci este o capcană. De ce? Pentru că până la apariția complicațiilor nimic nu este foarte tipic, foarte patognomonic. În momentul în care apare erupția, toată lumea știe să pună diagnosticul. Și pacientul vine, de obicei vine la medic. Că vine la dermatolog, că se duce la medicul de familie, că se prezintă în unitatea de primire urgențe, sunt aduși de durere și speriați de erupția veziculoasă. În analizele care se fac, să zicem, la sânge, se poate observa dacă boala aceasta este într-un stadiu incipient? Așa cum vă spuneam la început, diagnosticul este blitz, deci îl vedem. Și când pacientul are deja erupție, practic criteriile sunt doar de natură clinică. Ceea ce pune probleme sunt cazurile în care există o durere nevralgică groaznică, dar încă nu a apărut erupția. Sau este o erupție foarte discretă care poate scăpa unei examinări sumare. Și atunci, dacă credem în diagnostic, putem să-l confirmăm cu niște teste de laborator, teste specifice,
fie identificare virală, rar uzitată pentru că e o investigație scumpă, putem să facem citodiagnostic țanc din lichidul pe care îl prelevăm de la nivelul veziculelor, putem să dozăm din sânge și să urmărim în dinamică creșterea anticorpilor antivirus varicelozosterian și lucrurile astea se fac în cazuri speciale în care sunt dubii, dar ne încăpățânăm să credem în diagnostic, ne găsind altceva și sunt foarte frecvente cazurile în care timp de o săptămână, să zicem din două sau din trei, în trei zile, recoltăm anticorpii, vedem cum cresc în dinamică și atunci știm clar, da, e o zonă zoster, ne putem aștepta la erupție sau avem cazuri în care erupția este absolut minimă, așa cum avem cazuri în care simptomatologia nevralgică este minimă, dar erupția este foarte impresionantă. Cu risc de suprainfecție, cu risc de cel mai temut risc fiind nevralgia postherpetică sau, cum zicem noi, sindromul algic post-zosterian, care pune probleme pacientului, scade calitatea vieții considerabil, pentru că îl scoate din câmpul muncii, îl începe să aibă nopți nedormite, apare depresia, e o durere care poate să dureze luni de zile, la unii chiar ani de zile. Și atunci munca în echipă, pentru care eu am insistat întotdeauna și iubesc munca în echipă, o trimitem pacientul la neurolog. Dacă durerea este la nivel de ureche, ne consultăm cu confrații oreliști. O zonă zoster de la nivelul feței cu interesarea pleoapei obligatoriu trebuie să fie consultată de oftalmolog, pentru că un alt risc este pierderea vederii, pierderea auzului, paralizie Bell, deci cade jumătate de față dacă leziunile sunt la nivel de față, și atunci, ca să prevenim complicațiile, cerem ajutorul colegilor de alte specialități care sunt în măsură să ajute pacientul și să îi crească confortul de viață, în același timp punându-l la adăpost de complicații. Ce presupune tratamentul pe care îl administrează pacienții în această boală și dacă există și alternative, pentru că foarte mulți se îndreaptă spre, știu eu, terapii naturiste sau se feresc ușor de cele alopate? Având în vedere că boala se poate solda cu complicații redutabile, și spuneam anterior, la nivelul ochiului, la nivelul urechii, la nivelul nervului facial al feței, la nivelul sciaticului, care pot lăsa pacientul cu infirmități și cu deficite în auz, în vedere, în locomoție, nu sunt multe cazurile, dar ele există. Nu putem să știm de la început dacă pacientul nostru este un imunosupresat sau ascunde în spatele zonei zoster o cauză serioasă care poate să îl expună și să experimenteze o complicație. Insistăm pe prezentarea la medic. Prezentarea la medic, cu cât este mai rapidă, cu atât pune pacientul în ipostază de a începe un tratament, de elecție fiind tratamentul antiviral. Antiviralele sunt eficiente dacă sunt aplicate în primele 72 de ore. Ele scurtează evoluția bolii, reduc gravitatea bolii și scutesc bolnavul de complicații. Antiviralele sunt prescrise pe rețete compensate. Orice medic știe doza, e o doză considerabilă și care presupune și niște precauții la administrare, și asta noi consiliem bolnavul și explicăm ce are de făcut și cum să-și administreze. Din fericire, antiviralul nu se administrează a la long, administrăm undeva între 5 și 7 zile, depinde de localizarea zonei zoster, depinde de gravitate. Pentru că ziceam că una din complicațiile zonei zoster poate fi suprainfecția și având în vedere multitudinea de vezicule care sunt foarte efemere, în 3-5 zile ele se sparg, se golesc, lasă în urmă zone denudate, zone neacoperite de piele care zemuie, există riscul de suprainfecție și atunci povestim pacientului cum să-și facă toaleta, scriem în funcție de stadiu în care se află mixturi, spray-uri antiseptice sau cu antibiotic dacă este cazul,
Ulterior, când erupția trece în stare de crustă, pentru că veziculele lasă în urmă o zonă denudată, după care se acoperă de cruste, în momentul în care apar crustele, suflăm ușurați că am trecut de riscul de suprainfecție, începe și durerea să cedeze, bolnavul meu nu mai este contagios pentru că nu mai există lichid cu virus pur și în faza de crustificare scriem pomez cu antibiotice, da? Dacă durerea este foarte intensă și pacientul poate este invitat pe o scară analogică să își aprecieze de la 0 la 10, 10 fiind durere de nesuportat, cam cum apreciază că este durerea lui, deja o durere de 4-5, o durere care necesită antialgic. Invităm bolnavii să nu-și autoadministreze singur medicamente pentru că nu știu că în zona SOSTE sunt contraindicate antiinflamatoarele nesteroidiene, corticoizii sunt contraindicați și atunci noi prescriem antialgice în cazurile severe de tipul antidepresivelor, de tipul antiepilepticelor, de tipul și medicație suportivă, vitamine din grupul B, acid alfa-lipoic, GABA, acid gamma-linolenic, care sunt în preparate în combinații, care se administrează ușor, se pot administra pe timp îndelungat, susținând bolnavul și reparând cu mai multă ușurătate pielea. În fazele finale rămâne, în urma căderii crustelor, rămâne o cicatrice care reprezintă stigmatul segmentului pe care a evoluat zona zoster. Intervenim în fază finală cu cicatrizante, invităm bolnavul să mănânce bine, să mănânce variat, să își administreze fructe, legume, sucuri naturale făcute în casă care să ajute la reparare. Dacă este nevoie, dăm supliment de vitamina A și E. Interzicem folosirea piscinelor, a saunelor, expunerea la soare în plină perioadă de stare, dar și o lună de zile după vindecarea leziunilor, ca să avem certitudinea că pacientul va fi bine și putem să suflăm ușurați că am mai făcut bine pe cineva. Să ajute Bunul Dumnezeu să faceți cât de mult bine și cu siguranță veți face, pentru că aveți toate pârghiile necesare și sunteți un medic foarte apreciat, așa cum spuneam la început, în județ. Și dacă îmi permiteți acum la încheiere, am să vă înaintez rugămintea de a mai participa și la alte ediții cu alte subiecte pe care să le dezvoltăm pentru cei care ne urmăresc, zic eu, de interes, pentru că din păcate, bolile sunt multe, și cele dermatovenerice, și avem ce discuta, nu se pune problema. Însă mi-aș dori ca cei care ne urmăresc să își găsească, știu eu, posibile răspunsuri la întrebările pe care le au și dacă sunt indeciși înspre a face pasul spre medic, să ajungă cât de repede la un cabinet adecvat pentru ceea ce prezintă fiecare. Iar pentru că se apropie sărbătorile, așa cum spuneam, vă doresc un Paște binecuvântat tuturor și ne vedem la următoarea ediție. Mulțumesc, doamna doctor. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și eu vă doresc mulți ani, tihnă, pace, lăsați lumina învierii să intre în suflete și în casă. Simțiți-vă bine în pielea dumneavoastră și să dea Dumnezeu să ne vedem doar cu bucurie și cu liniște, să putem fiecare să ne facem treaba acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Amin.